Astăzi, în Biserica Ortodoxă, facem pomenirea Sfinților Mucenici Marcian și Martirie, a Sfântului Mucenic Valerian și a Sfintei Tavita. Sfinții Mucenici Marcian și Martirie au trăit în timpul împăratului Constanțiu al II-lea, într-o perioadă în care erezia lui Arie se răspândea rapid printre creștini. Chiar dacă exista o condamnare fermă a acestei rătăciri, prin decizia părinților de la primul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325. Însuși împăratul Constanțiu, ce era chiar fiul sfântului împărat Constantin cel Mare, căzuse pradă rătăcirii ariene și s-a arătat extrem de crud cu cei ce păstrau dreapta credință, exilând pe erari și chiar omorându-i pe ascuns pe unii dintre ei. Așa s-a întâmplat și cu Sfântul Pavel Mărturisitorul, patriarhul de atunci al Constantinopolului, ce a fost mai întâi exilat, iar mai apoi omorât pe ascuns la porunca sa. Cei doi sfinți pomeniți astăzi erau notari, iar originile lor nobile se vedeau atât din vastele cunoștințe, cât și din educația aleasă pe care o primiseră, fiind respectați și admirați în Constantinopol. Înainte ca patriarhul Pavel să fie exilat, i-a luat lângă el ca ucenici, pe Sfântul Marcian făcându-l citeț, iar pe Sfântul Martirie făcându-l ipodiacon, rânduind ca amândoi să-i fie secretari, adică să se ocupe de treburile administrative ale patriarhiei. După exilul și mucenicia patriarhului Pavel, împăratul a pus în locul său pe un oarecare Macedonie, ce era arian, iar aceasta pentru a controla în voie biserica din Constantinopol și pentru a impune mai ușor rătăcirile învățăturii de credință ce negau dumnezeirea lui Hristos. Sfinții Marcian și Martirie nu numai că nu s-au alăturat ereticilor, dar și-au continuat propovăduirea adevărului de credință în cetate, mărturisind pe Hristos ca lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Acest lucru nu a fost pe placul ereticilor ce au încercat în fel și chip să-i ademenească pe cei doi mărturisitori, promițându-le multe bogății, însă sfinții au râs de vicleșugul rătăcirilor, refuzând orice dregătorie sau plată. Văzând ereticii că nu este chip să-i facă să renunțe la dreapta credință, dar mai ales îngroziți fiind de faptul că sfinții întorceau pe mulți din cei rătăciți spre adevăr, au obținut de la împărat condamnarea lor la moarte. Sfinții Marcian și Martirie au fost duși în afara cetății și li s-a tăiat capul, trupurile lor fiind îngropate lângă poarta Melandiei, din nordul Constantinopolului. La puțină vreme după mucenicia celor doi sfinți, pe locul îngropărilor s-a zidit o biserică, ctitorie a Sfântului Ioan Gură de Aur.